Vinul este cel mai bun medicament din lume, fără îndoială o veste bună pentru amatorii de vin. Consumată în cantități mici, este un minunat remediu natural în multe boli. În opinia lui Eduard, cele mai bune medicamente din lume sunt băuturile alcoolice. Aceste băuturi și îndeoseb vinul roșu sunt leacuri excelente împotriva guturaiului a problemelor cardiace. Eduard a citit numeroase studii publicate în întreaga lume, printre care unul elaborat de cercetătorii de la Universitatea Harvard, care timp de 12 ani a observat 12.000 de oameni cu hipertensiune arterială. Potrivit concluziilor studiul acestora, oamenii care beau vin roșu în doze mici riscă mai puțin să aibă o criză cardiacă. Vinul scade riscul de cancer și de diabet și riscul de cancer ar scădea semnificativ la consumatorii de vin. În cazul femeilor care beau zilnic în cantități rezonabile, riscul de a face cancer la săna scăzut cu 42%, iar la bărbați scade riscul de cancer de prostată, stomac și colon la patru pahare de vin băute pe săptămână. Conform unui studiu realizat de cercetătorii canadieni, cei care beau un pahar de alcool din când în când riscă cu 13% mai puțin să facă diabet. În plus, osteoporoza de care suferă vârstnicii poate fi combătută cu un pahar de alcool consumat periodic, dar în cantități mici. Edward le recomandă celor care au guturai să bea un pahar de vin alb, care în plus reduce cu 88% riscul de a se îmbolnăvi din nou. În sfârșit, băuturile alcoolice pot îmbunătăți semnificativ relațiile cu partenerul de viață. Potrivit unui studiu realizat de oamenii de știință, din Italia, în 2009, femeile care beau regulat câte un pahar de vin au o viață sexuală mai bogată decât celelalte. Latează monitorul de pungro.